Mă gândeam ce moment mai simplu în care să spunem nouă tuturor, să ne spunem tuturor că suntem nebuni și naivi. Dar, Cristi, atunci trebuie să te pregătești cu aproximativ 20.000 de... ce era în Hobbit? Era un inel, dacă nu mă înșel. Deci cred că avem nevoie de 20.000 de inele de acest fel ca să putem schimba. Mulțumim frumos, Cristi, pentru moment, pentru poveste și pentru invitație. Și, dragilor, ne apropiem ușor, ușor de finalul acestei conferințe, dar mai avem două momente. Și înainte să trecem la partea de final, ne așteaptă o provocare interesantă din partea următorului invitat. Este vorba de Andrei Dunuță, care este fondator Self Trust Academy și care cu siguranță ne va provoca un pic să vedem cum integrăm lucrurile pe care le-am discutat până acum. Numai bine l-am provocat și eu pe Andrei în aceeași măsură, spunându-i aceste lucruri. Așa că vă rog să primim în aplauzele voastre Andrei Dunuță, Self Trust Academy. Bine ai venit! Bineînțeles, cu ajutorul colegilor de la tehnică. În curând, pe ecrane și în fața camerei. Doi. Și 2, și 10, 50, 90 de mii. Da. Apropo, bun venit, Andrei! Mulțumesc! Apropo de asta cu 2, 10, știți cum... O, lăsați că dau peste integritatea Dianei. Apropo cum... ați auzit de Donald Trump, nu mă gândesc. Cum verifică el, de exemplu, la microfoane dacă merg. Noi românii facem cu 2, 10, el fiind cel mai bogat om din lumea asta, sau unul dintre cei mai... zic, 1 milion, 2 milioane, se aude? Ok, eu am venit în seara asta aici să vă provoc, să vă pun un pic la treabă. Cu excepția evenimentelor în care eu vorbesc despre atitudine, încredere, putere și integritate, în rest, vă dau un sfat, despre aceste lucruri nu se vorbește. De ce? Pentru că ele se arată. În momentul în care îți manifesti forța, spunea Machiavelli, manifestarea forței înseamnă pierderea forței. În momentul în care o ai, pur și simplu o manifesti. Nu trebuie să o și spui că o ai. Asta, făcând o glumă așa, e ca și cum vă puteți imagina o doamnă care în domnia ei zice la un moment dat, pentru că nu mai suportă, dă cu pumnul în masă și zice: sunt o doamnă, ce dracu! Adică tocmai n-ai mai fost, ghișe. E, așa și cu integritatea. Nu poți să vii să spui, dragilor, eu sunt integru, ca să ne înțelegem. Nu, pur și simplu faci ceva în sensul ăsta, iar oamenii spun: băi, și ceva, omul ăsta chiar e integru. De ce? Pentru că a spus ceva și a făcut. Și aș vrea să vă provoc la un exercițiu de început, ca să vă arăt ce înseamnă integritatea. Aș vrea să vă rog frumos să vă ridicați. Vă mulțumesc. Și acum aș vrea să ridicați mâna dreaptă cât puteți de sus, da? Așa. Super. Mulțumesc. Și acum, încă un pic mai sus, vă rog mult. A, se poate. Bun. Mulțumesc frumos. Dar cum facem? Pentru că mulțumesc, puteți să luați loc. Cum facem? Pentru că prima oară v-am rugat să ridicați mâna cât ați putut. Și a doua oară ați putut mai mult. Poftim? Da, deci întotdeauna se poate mai mult. Despre asta e vorba. Integritatea, în primul rând, înseamnă că dacă ești integru, poți de fiecare dată mai mult. Iar eu mi-am dat seama în timp ce îmi pregăteam prezentarea, are un singur slide, m-am chinuit foarte mult, mi-am dat seama că e un pleonasm să spui să fii integru. Pentru că mi s-a părut că dacă ești, deja ești și integru. Adică dacă ești tu cu adevărat cine ești. Și astăzi nu vreau să vorbim doar despre valori, vreau să vă și arăt ce înseamnă valorile cu adevărat și cum puteți să vă dați seama dacă ceea ce credeți despre voi este și adevărat. Cu siguranță domnii din Statele Unite știu de Ken Blanchard, care este un guru în ceea ce înseamnă leadership la nivel mondial și poate și voi ați auzit, iar eu sunt certificat ca trainer și acolo, pe unul dintre cursurile Ken Blanchard. Nu, e ok. Și nu, oricum, să spune că cine aplaudă trăiește mai mult, dar nu trebuie să faceți asta. Ok, nu vreți să trăiți mai mult, treaba voastră. Și am aflat cum poți să-ți dai seama dacă valorile pe care tu crezi că le ai, cuvânt cheie, crezi că le ai, sunt și adevărate. Și în sensul ăsta o să facem un exercițiu la final. Acum vreau să mai fac un exercițiu ca să
vă provoc și mi-e place să enervez oamenii în sensul pozitiv, să-i provoc ca să se scoată, să iasă din zona de confort. Acum, pe 21 februarie, am avut o conferință de vânzări și public speaking cu 650 de oameni la Hotel Caro, pe care o să o repetăm pe 1 aprilie, dacă vreți să veniți, participarea este gratuită. Evenimentul s-a numit 14 adevăruri despre public speaking și vânzări și vă spun că o să fie foarte interesant, că pe 1 aprilie noi spunem niște adevăruri. E ciudat. Anyway. Și am făcut un exercițiu cu 650 de oameni și mă gândesc de ce să nu facem cu 50-60 cât sunt în sală. O să vă rog să scoateți o foaie de hârtie și, sau dacă nu aveți foaie de hârtie, să scrieți pe telefoane, că avem telefoane mai inteligente ca noi și să le punem la treabă, zic. Da? Sau pur și simplu să lucrați cu mintea, dacă puteți să țineți minte. Și aș vrea să scrieți pe foaie prima persoană care vă vine în minte pe care ați vrea să o schimbați, în sensul pozitiv, din viața voastră. Poate să fie oricine și să scrieți de ce. Prima persoană care vă vine în minte, uite, aș vrea să o schimb pe mama că e cicălitoare și... Anyway, dar vreau să scrieți pe foaie, adică pe sistemul ăla, să nu ne auzim vorbe la proces, adică a scris voi. Deci aveți libertatea să puneți pe oricine. Ne-au întrebat oameni la conferință dacă putem să le mai dăm foi. Că nu puteau să oprească, erau prea mulți. Eu vă rog să scriu doar o persoană atât, prima. E o persoană cu foarte multe prenume. Da. Ok, a scris? Și de ce, da? Bun, și acum facem un exercițiu de integritate. Vă rog frumos să fiți integri sau să fiți doar și să ridicem mâna sus, să ridicem mânuța pe cinstite. Cine a scris în foaie altă persoană decât propria persoană? Hai, dați-mi un semn. Hai, fiți integri, vă rog. Hai, mai ridicați, vă rog. Nu, că trec printre rânduri și verificăm. Bun, mulțumesc, destul de mult, vreo 70-80%. Oameni buni. Exercițiul are ca scop conștientizarea faptului că singura persoană pe care o poți schimba în viață ești chiar tu. Așa că dacă a scris altcineva în afară de propria persoană, vă rog să-i ștergeți. Ștergeți, așa, cu două, trei, patru liniuțe și scrie acolo, eu, vă rog. Faceți exercițiul ăsta, este de conștientizare, pur și simplu. Ștergeți și zic, bă, n-ai scris bine, Ionuț. Eu. Scrie așa, eu. Da, pentru că... Ăsta e un mesaj pe care l-am învățat după 26 de ani, câți ani am făcut pe 1 martie și până la vârsta asta am făcut tot ce mi-a trecut prin cap și credeți-mă că am condus sute de oameni până la 26 de ani în banking, că de acolo vin, nimeni nu e perfect, trebuie să există și oameni care lucrează în bancă și până la 26 de ani, dacă mâine mor, eu sunt ok cu mine și asta vă invit și pe voi să vă imaginați dacă astăzi vi s-a terminat viața, dacă ați fi mulțumit cu ce ați făcut. Să vedeți că e un exercițiu de foarte mare conștientizare. Așa că dacă vreți să schimbați viața cuiva și să fiți integri, mai întâi începeți cu a voastră și opriți-vă acolo. Pentru că singurul lucru pe care puteți să-l schimbați și să-l controlați în lumea asta, sunteți voi, mai exact, ce se află între astea două urechi. Adică mintea voastră. Pentru că acolo, dacă e cel mai mare dușman al vostru, se află între astea două urechi, deja nu sunteți integri. E, acum, toată ziua, cred că nu am participat la toate speech-urile, dar am prins câteva, toată lumea a vorbit despre convingeri și valori. Și mi se pare corect, pentru că în momentul în care vorbim de integritate, integritatea are ca definiție așa, să spui ceea ce faci și să faci ceea ce spui. Ea are multe definiții, asta îmi place mie cel mai mult. Și acum aș vrea să vă provoc chiar la un exercițiu, pe foaia acolo unde a scris altă persoană și a stăiat, după aia a scris eu, pe foaia unde a stăiat ce a scris eu, da? Vă aduc aminte dacă n-ați făcut, să scrieți primele trei valori care vă reprezintă. Dar atenție, când vorbim de valori, pentru că e un cuvânt foarte demonetizat, valori înseamnă, puteți să le puneți voi ce definiții vreți. Sunt principii de viață, sunt convingeri, sunt, nu știu, idei despre cum să trăiești viața.
De exemplu, ca să vă ajut, primele trei valori ale mele sunt libertatea, excelența și contribuția. Și ele chiar se leagă cumva, o poveste în spate și despre asta vreau să povestim după ce scrieți aici. Mulțumim, deci, Andrei, pentru provocare. Vă reamintesc că o parte dintre voi ați răspuns deja în legătura din online, găsesc mai greu cuvintele, în QR code în pauză. De altfel o să vedeți răspunsurile probabil pe Facebook-ul conferinței în zilele viitoare. Da, cu atât mai bine le putem utiliza și pe hârtie acum. Mulțumim. Bun, deci primele trei valori care vă reprezintă, după părerea voastră. Și după aceea o să vedeți dacă vă reprezintă sau nu. Ăsta e un exercițiu, by the way, care durează toată viața. Dar trebuie să începeți de undeva. Și v-ați întâlnit cu un nebun care vă provoacă să faceți asta. Mie nu-mi place să vorbesc despre, mi-e place să le fac, așa că vă invit să le scrieți. Și vă rog, nu copiați. De ce copiezi? Iartă-mă, nu. Vă dau unul la toate, pe bune. Bun, este un exercițiu, vă repet, care ar trebui să dureze toată viața. Acum, ca să rezolvăm câteva lucruri legate de convingeri și valori, e un subiect care pe mine pur și simplu mă pasionează. Câteva observații legate de ce înseamnă valori. Prima observație, aș vrea să regândiți un pic ceea ce înseamnă valori, ca să vă fie mult mai ușor să trăiți cu ele, puteți să le rebranduiți, gândiți-vă că ele înseamnă o busolă. Pur și simplu, aveți o busolă pe care o purtați în fiecare zi cu voi. Și asta a fost declicul meu, ca să pot să-mi dau seama ce înseamnă valori. Pur și simplu, aveți o busolă pe care o purtați și de fiecare dată unde mergeți, cu oricine vă întâlniți, aveți niște filtre pe care le puneți. Auzi, mă ajungi pe mine cu asta? Stai repede, filtrezi? Nu. Păi cum nu? Nu, pentru că nu mă reprezintă. Simplu. Uite, te-ar interesa să? Da. De ce? Pentru că în primele 3-5 valori se regăsește ceva care să fie un drive să zic da sau nu. Și acum partea foarte funny legată de convingeri și valori pe care am aflat-o de la Ken Blanchard. Ei zic așa, există doar două modalități de a afla pe lumea asta dacă valorile voastre cu care voi rezonați în momentul ăsta sunt de actualitate cu adevărat. Și sunt două. Prima, și vă rog să le puneți ca filtru pentru ce a scris pe foaie, bine? Prima, cum vă petreceți timpul? Dacă ar fi cineva să stea așa lângă voi toată ziua, pe umărul vostru, zică, ia să vedem cum îți petrești timpul, dacă modalitatea în care îți petrești timpul se aliniază cu primele trei valori. Da? Și gândiți-vă dacă, mamă, dar chiar uite cum îmi petrec eu timpul, nu este absolut relevant deloc pentru ceea ce scriu eu aici, pentru mine. Și a doua este și mai tare. Cum vă cheltuiți banii? Deci astea sunt două lucruri. E pur și simplu, sunt niște filtre pe care poți să ți le pui și să-ți dai seama what the fuck, pe ce am cheltuit banii? Scuzați cuvântul în bani. Și atunci, în momentul în care eu am avut astea două întrebări, mi s-a făcut lumină. Pentru că vă spuneam că primele trei valori care mă reprezintă pe mine sunt libertatea, toată viața mea e ok. Cineva va cheltui banii și pe telefon. Da. De dacă te reprezintă telefonul, asta e. Primele trei valori, vreau să vă dau un exemplu personal, cum să vă construiți povestea legată de valori. Deci m-am gândit așa toată viața, care sunt primele trei valori. By the way, altă observație este că în voi, în noi, avem toate valorile posibile. Știți care este marea găseliță? Clasamentul lor. Asta ne schimbă. Asta ne diferențiază între noi.
tuturor ne place să spunem adevărul, să fim integri, să avem o familie, să fim liberi și așa mai departe. Clasamentul pe care noi îl avem și conștientizarea lui ne face să luăm anumite acțiuni sau nu. Și ca să vă spun povestea celor trei valori ale mele, care să vă inspire să vă faceți voi cu voi, ați văzut filantropica, nu? Mâna întinsă care nu spune poveste nu primește pomană. Iar din păcate sau din fericire, în viața asta, în care urmează să intrați cu adevărat, adică în business și așa mai departe, trebuie să spuneți povești. Și prima poveste e chiar a ta față de tine, dacă tu te cumperi pe tine sau nu. Iar, de exemplu, primele trei valori ale mele sunt libertatea, excelența și contribuția. Și au și o logică în spate. Și chiar vă rog să fiți atenți cum i-am construit-o eu. Nu avem pretenția că este adevărul absolut și că așa trebuie să faceți. E doar un model. Libertatea pentru mine înseamnă că sunt un om foarte responsabil și nu voi face nimic în viața asta pentru că îmi spun alții. Eu în business și în viață, dacă cineva și spune, uite, de astăzi te rog să faci asta, eu zic, de al dracu și de ambițios, de astăzi nu fac asta. Pentru că mi-ai spus-o ca și cum trebuie, dar la mine nu trebuie. Libertatea înseamnă că voi face toată viața ce consideri că mă reprezintă pe mine, nu-mi place să fiu închis, în metaforic vorbind, să mi se pună limite, decât alea pe care eu mi le aleg. Atâta tot. Excelența înseamnă că sunt un om foarte selectiv, plecând de la persoane cu care stau până la business-uri în care intru, și de fiecare dată aleg cu gândul ăsta. Băi, pot să fiu primul pe chestia asta? Pot cu persoana pe care am întâlnit-o acum să am o relație foarte tare și să devină excelentă? Altfel nu mă bag în chestia asta. Și e un filtru pe care mi-l pun mereu. Și asta vă invit și pe voi. În joburile pe care urmează să le aveți, să vă puneți filtrul ăsta. Băi, am vreo șansă să intru în top 10? 10%? Să fiu cei mai buni 10% din România pe chestia asta? Pentru că dacă nu va fi așa, dragilor, mai devreme sau mai târziu, o să ajungeți la 30 de ani și o să vă gândiți că vă regândiți viața. Sunteți într-un job în care nu vă place, spuneți, băi, am 30 de ani, e cam târziu să mai schimb ceva. Ei, nu se chiar termină viața la 30 de ani. Da. Iar al treilea lucru pe care vreau să vă spun legat de valorile mele este contribuția. Ce facem noi acum ca speaker aici și big în general? Da? Când ajungi la un nivel, vrei să dai mai departe, să contribui cu ceva la societatea, la comunitatea care te-a ajutat să crești. Poate că unii numesc chestia asta o lume idealistă sau ceva de genul ăsta. Cred cu tărie că dăruind, vei dobândi. Asta e singura șansă de a avea succes. Să dai, spunea domnul Ford, secretul succesului este să dai totul fără să aștepți nimic la schimb. Și asta chiar e o chestie de integritate. Să zici, ți-am oferit totul și dacă se întoarce vreodată în lumea asta, e ok, dacă nu, sunt mulțumit cu asta. Și partea fanii știți care este? Mereu se întoarce. Poate îți dau ție, dar mi se întoarce din altă parte, pentru că universul ăsta e construit pe niște legi care ne ajută să existe un echilibru în orice. Și așa, de final, vă las cu o glumă legată de ce spunea și Diana, că poate are un CV și de ce nu lucrează în companii, așa mai departe. Legat de job-uri, pentru că am fost și eu student și știu că este o provocare când ești pe băncile facultății să-ți găsești job-ul dorit, pot să vă spun că în 2015 toată lumea, toți studenții vor avea slujbe, asta este o promisiune, de unde știu, vor fi ținute de preoți, asta pot să vă zic. Dar suntem într-o țară credincioasă și asta o să vă ajute, dincolo de orice, ca mesaj de încheiere, faceți-vă un clasament cu top 3 valori ale voastre pe filtru cum îmi petrec timpul și cum îmi cheltui banii și dacă vreți să schimbați ceva în lumea asta, gândiți-vă că doar aici se poate schimba ceva, ăsta înseamnă leadership și asta înseamnă integritate. Să fii punct. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Andrei!